telefonesc la televizor, mă văd, ceamu, mă văd în față. Uite aici, avem noi hotărâtă. Vă rugăm, Lăsați. Hai, Vă rugăm. Hai, încet, ia, hai, luați aici. Haideți, vă rog. Hai, care gust ca lumea, pâinea poporului. Da, bineînțeles. Stimați concetățeni ai Comunei Havârna, sunt candidatul primăriei a Partidul Poporului Dan Deaconescu, Răileanu Dumitru. De 2 ani de zile mă chinuiesc să-l aduc pe domnul Dan Deaconescu la noi la Havârna aici. Am fost și la congres la București, am fost peste tot când a trebuit. Da, mulțumesc. Și în sfârșit o ajuns și ziua aia fericită să-l avem pe domnul Dan Deaconescu lângă noi la Havârna. Cu meritul și aplaudă. Vă mulțumim din suflet pentru prezența numeroasă a dumneavoastră aici și vă vrem și la vot tot așa să fie, tot cu Partidul Poporului Dan Deaconescu. Poate vom scăpa de minorocirea care suntem. Eu vă mulțumesc din suflet și dau cuvântul lui domnul Dan Deaconescu, viitorul președinte al României. Bine v-am găsit, să trăiască Havârna, trăiască tot Botoșaniu. Așteptarea dumneavoastră, văd că a ținut 2 ani, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Mulțumesc la fiecare în parte. Ați văzut, am împărțit cât am putut și eu de egal această pâine primită simbolic de la dumneavoastră, tot simbolicul dumneavoastră. Asta ca să vă arătăm ceea ce se va întâmpla și după alegeri, când totul se va împărți la fiecare în părți egale, tot ceea ce v-au furat ciocoii în ultimii 22 de ani. În orice caz, cred că aici e toată localitatea, lipsește cineva din Havârna, e toată suflarea aici, nu? Nu cred că lipsește nimeni. Având în vedere că sunteți toți cei cu drept de vot în această încăpere, cred că este clar, primar va fi Dumitru Răileanu, din partea poporului, din partea dumneavoastră și, desigur, președinte al Consiliului Județean Botoșani va fi aici prietenul meu, domnul Vacariu Verginel, un alt Dan Deaconescu de județ. Un om ca și dumneavoastră, un om simplu din popor. De acum, rezultatele alegerilor fiind clare, e o singură problemă de scor. Eu sper ca scorul să fie de peste 90%. Sper ca ciocoii de la USL și PDL să nu ia niciun vot pe aici prin localitate sau, desigur, să fie votați doar de ei și de familiile lor. În orice caz, dumneavoastră să-i pedepsiți aspru pentru ce v-au făcut de 20 de ani încoace. Să le luați banii, probabil că o să vină iar cu bani să-i votați. Le luați banii frumos, că-s banii dumneavoastră, le luați chiar mai mult decât vă oferă ei și apoi le dați o mare țeapă și votați cu Dumitru Răileanu, votați chiar dacă ei vă plătesc să-i votați pe ei. Prin urmare, dumneavoastră știți de acum încolo ce aveți de făcut, să trimiteți pe ciocoi la pușcărie sau să-i trimiteți la cules căpșuni în străinătate să vadă și ei cum e și desigur să le luați și banii pe care ei câștigă la căpșuni acolo departe de țară, să vadă și ei cum e prin pribegie, să vadă și ei cum e să-și abandoneze copiii sau părinții ori nepoții, de asemenea să-i pune și pe ei să trăiască cum ați trăit dumneavoastră, fără bani de medicamente, fără bani de salarii, fără bani de pensii, fără acces în spitale, fără acces la farmacii, la rețete compensate și mai ales fără locuri de muncă. Fiindcă acești ciocoi v-au luat totul, nu numai banii și pensia și salariul, v-au luat locul de muncă și v-au luat dreptul de a mai spera la o viață mai bună. Prin urmare, dumneavoastră, toți cei de aici, veți fi fericiții câștigători ai acestor alegeri, cum spunem noi, poporul câștigă, indiferent ce se va întâmpla, indiferent cu cine vor vota
acești ciocoi sau cu cine vă vor pune să votați. Ei bine, spuneam, de acum încolo soarta ciocoilor este pecetluită, dumneavoastră veți veni la putere și nu numai la locale, ci și la alegerile parlamentare și mai ales la cele prezidențiale, când în sfârșit îl veți da jos pe Băsescu. Oricum, ciocoilor le e frică de dumneavoastră. Am înțeles că nici aici la Havârna nu se mai găsesc deloc morcovi, fiindcă e criză foarte mare de morcovi, fiindcă toți morcovii sunt în fundurile ciocoilor din Havârna și din Botoșani și lor, de ceea ce le este frică, ei nu o să scape oricum, adică de dumneavoastră. Așadar, înainte de a da cuvântul și celorlalți care vor conduce județul Botoșani, vreau să dau cuvântul doctorului de suflete, patriotului numărul 1 din România, adică lui Florin Condurățeanu. Vă pup pe suflet, oameni calzi, deștepți, răbdători, ne-ați așteptat aici până când noi am trecut prin mulțimile celorlalți, pentru că județul Botoșani se dovedește a fi campionul în suflet cu care au sărbătorit întâlnirea noastră. Sunteți harnici, sunteți răbdători, ați făcut istorie, botoșanii au dat geniile României pe Eminescu, pe Enescu, pe Iorga și e nedrept să suferiți o cumplită sărăcie pe care v-au provocat-o guvernele de până acum și toate partidele care s-au rotit. Prin voia dumneavoastră mai există calea Dan Diaconescu, calea care nu a făcut niciun rău niciunei familii de români, ba din contră, prin cele 100 și ceva de măsuri, vor îmbunătăți pas cu pas, vor redeschide mine combinate, ferme, ca să aveți unde lucra, așa cum cereți și când ne strângeți mâna cu palmele dumneavoastră bătătorite de muncă. Diaconescu, tot ce a făcut, el, băiatul modest, sărac, venit în mijlocul dumneavoastră, a însemnat succes, ziare, televiziune, această mișcare de suflet și nu va rata nici conducerea României și prin echipele dânsului a guvernului și a primăriilor. Trăiască Havârna, trăiască Botoșaniu, trăiască România! Acum vorbește și viitorul președinte al Consiliului Județean Botoșani, acest Dan Diaconescu, spunea de Botoșani, domnul Vacariu Verginel. Bună seara, dragi botoșanieni, dragi oameni din Havârna. Eu am mai fost aici la dumneavoastră, mulți dintre dumneavoastră mă cunosc. Am fost cu ocazia alegerilor, am fost cu ocazia altor probleme și treburi pe care le-am avut așa aici la voi. Am încredere în proiectele de viitor formulate și prezentate de domnul Dan Diaconescu. Am încredere în statutul Partidului Poporului. Am încredere în Partidul Poporului Dan Diaconescu, așa cum vă îndemn și pe dumneavoastră să aveți încredere, să aveți toată certitudinea că ceea ce noi prezentăm sub formă de proiect va fi și realizări. Lucrăm, muncim pentru bunăstarea dumneavoastră, pentru bunăstarea copiilor. Dorim ca părinții să fie acasă alături de copii, iar copiii să fie alături de părinți. Pentru aceasta, pe data de 10 iunie, votați cu încredere Partidul Poporului Dan Diaconescu. Acolo unde scrie Dan Diaconescu, acolo votați. Să vă ajute Dumnezeu! Ne vorbește acum viitorul dumneavoastră primar, Dumitru Răileanu, un om ca și dumneavoastră, un om simplu de la talpa țării, dar un om cinstit care nu știe să fure și nu știe să mintă. Stimați concetățenii Comunei Havârna, țin să vă mulțumesc dumneavoastră și lui domnul Dan Diaconescu și a staff-ului care a venit de la București să mă reprezinte pe mine la funcția de primar al Comunei Havârna. Vă promit din suflet, în fața tuturor,
oamenilor din comuna noastră de aici și a staff-ului de la București că nu voi dezamăgi, nu voi încălca niciun o problemă, nu voi accepta niciun acord cu Ciocoi sau indiferent cu cine, mi-o voi respecta respectul și față de dumneavoastră. Vă așteptăm pe 10 iunie o lipsie Partidul Poporului Dan Dacorescu, votați Răileanu Dumitru, votați cu încredere că nu veți regreta. Vă mulțumesc din suflet! Vă mulțumesc din suflet! Îi dau cuvântul domnului Dan Dacorescu. Vă mulțumesc la fiecare în parte. Am încercat să mă privesc cu ochii în ochi cu fiecare dintre dumneavoastră, să ne facem semne, bezele, salutul victoriei noastre, nu uitați, este și semnul nostru electoral. Cine ține strâns pumnul ajunge inevitabil numărul 1. De asemenea, v-aș ruga să facem fotografii împreună, să-mi trimite și mie însă câte o poză la București să am amintire, să-mi dați pe Facebook, pe dandiaconescu.ro și de asemenea le mulțumesc domnilor de aici din Havârna, care stau și ei până dimineața în zonă la emisiune. Misiunile mele, la alături Tudor Barbu sau Florin Condurățeanu, sunt și ei bărbați cu care eu mă culc și mă trezesc în fiecare dimineață, nu numai doamnele din Havârna, care se știe, sunt amantele mele de 10-15 ani încoace. Mulțumesc încă o dată tuturor pentru această primire fabuloasă, caravana noastră a speranței merge mai departe. Cer scuze pentru întârzierea extraordinară pe care v-am făcut-o 4 ore, dar unde ați așteptat 22 de ani, mai se merită și 4 ore. Important e că învingem, chiar și după 22 de ani, învingem împreună. La revedere! Nu ratați mandatul de primar al lui Dumitru Răileanu, fiindcă nici nu știți ce pierdeți!